di Sardusi, Seia, chiar din ultimii 10 ieri Seii. Și când îl întreabă, mai spune și o minciună. Unde e voi? N-am fost nicăieri. Unde e voi? Păi dar n-am fost nicăieri cu tine? Te-ai dus la omul ăla și ai spus minciună? Că avea la mine cineva și îl arată, da, sigur, că te-a plin de bucurie, că îmi vine casă. Și atunci îi spune, lepra lui Nama să fie peste tine. Iată, lucruri care dacă ochii e împiedicat, te duce la rău. Deși o altă împrejurare ieri și tot la acest rău, când a venit oastea și ei și-a înconjurat cetatea, și el vede atunci și spune, părinte, ce să face? Mi-au atâta uite, atâta pe ostași, ne-am conjurat, ce se face? Adică vom muri, ăștia ne omoară. Iar de stai liniștit. E mai mult cu noi decât cu ei. Și atunci se roagă lui Dumnezeu, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și a văzut multe plin de cale de călăriți. Avem nevoie și noi de lucrul acesta, de această deschidere a ochilor, ca să vedem lucrurile minunate pe care le face Dumnezeu. Dar să știți că lucrul acesta nu face Domnul cu oricine. Decât cu aceea care, într-adevăr, se lasă lucrați, care dorește să facă, care vrea. Nathanael n-a mai zis aici, Doamne, nu știu, lasă, ce e? Sau femeia, păi, nu te știu eu cine te-o fi, nu? Când a văzut că așa, adevărul, gata, ăsta e Domnul, ăsta e Mesia. A crezut lucrul acesta. Aceasta ne trebuie și nouă, fraților. Să credem cuvântul lui Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu. Să ascultăm de ce spune Dumnezeu. Și atunci, se va face schimbare și în vieții noastre. Dacă nu, nu se va face nicio schimbare. Venim, ascultăm, dăm dreptate, așa este. Și ne plecăm atât cum am venit. Tot așa. Un frate care trăiește și acum, povestea din anii mai tinereții, într-o adunare unde a mers, e un lucru frumos a văzut. După ce se termina în pauze la zidire, în curtea acolo s-a dus și era grupul fraților și vorbeau ce vorbea. Vorbea că, bă, ucenici care se le aibă aceste lucruri, întrebă, ce s-a petrecut, ce a spus în adunare, mai vorbea între ei, cu alte cuvinte, mă, tu cum ai înțeles, tu omul ține și așa, vorbea lucruri bune. După câteva ani s-a dus iar acolo și iară s-a întâmplat în pauze, a văzut grupul. Când s-a vorbea de frații și surorile, nu mai vorbea ca altă dată. Acum vorbea de defectele fraților, de